Scriitorul și arhivistul Alexandru Moraru aduce în vizorul publicului două cărți inedite. Este vorba de Basarabia, scriitor către Mareșal și culegerea de documente Basarabia Mareșalului Antonescu. Istoricul vine cu o nouă viziune asupra problemelor din Basarabia și Transnistria în perioada anilor 1941-1944 și vine cu date noi, total diferite de cele de până acum, ce ține de activitatea Mareșalului Ion Antonescu. Lansarea a avut loc în cadrul Salonului Internațional de Carte 2015. Alexandru Moraru scoate la lumină peste 200 de documente inedite culese din Arhiva Națională, de la rapoartele secrete ale Serviciului Special de Informații până la scrisorile oamenilor simpli. Potrivit lui, cărțile sunt instrumente eficiente de lucru pentru istorici și politicieni. Prin documentele de arhivă arăt că Mareșalul Ion Antonescu a fost un mare bărbat al neamului românesc, un mare patriot și a șters pata rușinii de pe trădarea care a făcut-o regele Carol al II-lea când a cedat Basarabia în 28 iunie 40. Istoriografia sovietică ce reflectă perioada anilor 1941-1944 este falsificată, susține istoricul Anton Moraru. Dacă documentele sovietice și acum cele ruse îl cataloghează pe Antonescu ca fiind fascist și ocupant, atunci aceste volume îl prezintă pe Mareșalul Antonescu ca pe o mare personalitate a României. Meritul incontestabil al lucrărilor lui Alexandru Moraru constă în faptul că a reușit să prezinte publicului documente nemai văzute. Este un document foarte interesant că un plugar de aici, din județul Lăpușa, îi scria mareșalului că vrea să citească și vrea să citească cărți, ziare și a fost răspuns că au fost aduse ziare, au fost aduse cărți pentru acest plugar. Prin prisma documentelor timpului, elaborate de către autoritățile românești, reflectă crimele comunismului în timpul primei ocupații sovietice. De asemenea, reflectă un subiect controversat în istoriografia atât românească cât și universală, istoria poporului evreu în timpul celui de-al doilea război mondial. Alexandru Moraru este autorul mai multor lucrări de specialitate, între care Racovăți de sub cetatea Sorocii, Basarabia antisovietică sau Victimele terorii comuniste 1944-1954. Este absolvent al Facultății de Istorie a Universității de Stat din Moldova și profesor de istorie și științe sociale.